nouă tură. Am mers să dau deșteptare. Ei, în prima seară când ajung aici la mine, dorm într-un camping. Bună dimineața, fata ta! O, cu tata! Bună dimineața! Stai! Stai, că nu știu unde o să mă duc, stai! Bună, bine ai venit! Mi-era dor de neamărin! Faci bagajele, că plecăm la 5 stele, da? Zi! Da, bagajele și la 5 stele! Ce, bre? Merge la 5 stele? Da, vorbim serios! Zi, bre! Bună dimineața! Nu, nu plec la 5 stele! Nu vrei? Nu plec! Ce faci? De ce? Mi-am scos bagajul din geantă, mi-am uite, mă, a venit iar cu... Că bineînțeles, mă așteptam să vină Marta Locu să zică hai, 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 ce faci, hai, hai, Alzheimer. Chiar mi-era dor. Mă bucur că și eu mă bucur, mi-era dor. Cosmin, cred că e a 5-a, 6-a oară de când fac eu această emisiune. Abia așteptam să vină, pentru că eu cu Cosmin am foarte, foarte multe glume. El, de la început, de când a venit, a zis că eu am Alzheimer. Că vezi, doamne, eu uit, dar nu uit nimic, ei uită. Și de-abia aștept acum să vedem ce mai zice, că mi-a zis Marta Loc, Ceaușescu, comunist. Cosmin al nostru are mustăți. Eu îi le răsucesc, eu îi le învârtesc, eu îi caz gura și tot eu îi pun mâna. Mă, chelie. Știu că mă iubește, că altfel nu veneam aici. Și eu îl iubesc și mi-e drag și mi-aș dori și am mai tot spus eu. La vârsta lui să arăt ca el. Să arăt ca el, dar nu să fac ca el, nebun. Înțelegi? E, băi, acum vorbim serios, e de apreciat câtă energie are omul ăsta la vârsta asta și cât de copil e. Excelent, e minunat. Mă bucur că-s aici, din cauza lui-s aici. Nu a și încins puțin așa de viorare, m-am simțit extraordinar. Bună dimineața! Vede ce bine vă potriviți, faceți o echipă bună. Mie mi-a plăcut la Neamărin indiferent de grupă și îmi place la Neamărin dacă vin și singură. De data aceasta, o singură persoană nouă. Ce ăsta? Ce gălăgia asta jos aici, mă, liniște! Aaa, deci aici erai! Bună dimineața! Ce gălăgie? Anda Adam. Pam, pam! O Anda mă cunosc de ani de zile, am lucrat noi la dans, la dar vezi? Nu la poftiți pe la noi. N-a fost niciodată. Bine ai venit! Pe Neamărin îl știu dintr-o emisiune mai veche, o emisiune despre dans. A trecut mult timp de atunci, cred că sunt vreo 10 ani, dar Neamărin a rămas neschimbat. Nu se transformă Neamărin niciodată. Ăsta e, cu ăsta defilăm, la revedere. Nu ai ce să-i faci, poți să torni, dai cu aghiazmă pe el, nu. Ei, ți-ai bagajele, bagajele și plecăm la 5 stele. Mergem un pic, ne plimbăm pe plajă, mergem, mâncăm. Vă duc la mic dejun 5 stele, vă cazez, vă duc la hotel de 5 stele, da? Și după aceea mergem. Hai, bătrâneți, ai ieșit la pensie. Jură, uite, ai să vezi că așa fac. Jură. Ești nebun la cap, m-am bucurat. Sezonul ăsta chiar s-a îmbunat și s-a îndulcit. Strângeți, mergem la 5 stele. Uite, un șifonier întreg. Mamă, nu pot să cred. Bagă-le așa că le ducem acolo, hai. Hai mă, asta să fie paguba, că am băgat lucrurile în șifonier și le scot iar. Am stat aproximativ jumătate de oră, 40 de minute, o oră, ca să vină și Rubi să putem pleca. Hai odată, hai, Rubi! Mai bine le dădeau amuletă lui Rubi, dacă îi spuneai, vezi că e amuletă, să more într-un minut, era gata, zbura de acolo. După ce, în sfârșit, s-a terminat Rubi de aranjat... Ce aș pe... Mamă, câte bagaje și-a luat. Am venit la Neamărin, să știi că n-ai venit în Asia aici. Am dat să plecăm, Rubi cu un geamantan de 3 ori cât ea, eu n-am înțeles, că a venit 4 zile cât stăm aici, vii cu tot geamantanul și... Doamne, mă! Selești, să fiu pregătită, Selești, cu Neamărin, nu e totul la ghici, așa, nu știu ce te așteaptă. Nu să știu unde ajung de aici. Ah, ok, e clar. Pleci înapoi în Asia? Cu autostopul. Cu auto... Cam prima zi cu geamantanul, nu știi? Da. Mamă, cum am fost. Lasă-mă că-l duc. I-am cărat geamantanul. Pe geamantan încă mai scria numele echipei din Asia ei, săraca. Dar mă rog, e bine, las, eu înțeleg. Eu am sechele din Asia mai grave. Ea nu chiar așa, că eu am ieșit ruptă. În această tură este și Dorian Popa. Numai că el n-a ajuns, că a avut un concert undeva pe la Arad. O să îl sun, să-i spun că trebuie să vină cât mai repede aici. Tura asta, din punctul meu de vedere, cred că o să fie cea mai tare echipă ever. Fiindcă noi suntem pe aceeași direcție,
suntem pe aceeași categorie și ca artiști și ca tot și ca energie și ca nebunie. Și cu fiecare dintre ei mă cunosc foarte bine. Neața, suntem în gașcă vesel aici cu Rubinsca Biribinsca. Ne-am mărit! Pe Anda o știu ca o profesionistă în ale muzicii. Din câte știu eu, ea este o tipă serioasă. Ceea ce am observat din primele minute, că stă foarte mult cu telefonul meu. Și sper să nu facă asta zilele acestea, pentru că am să-i leau. Am să-i leau dimineața, așa să-i dau la pauză. Mai ales că de data aceasta i-am pe Dorian și Rubi, care data trecută mi-au mâncat creierii. Vorbesc foarte mult amândoi, câteodată fără rost, sunt obositori și asta îmi trebuie acum să facă și Anda așa ceva și cred că sunt terminat. Vezi, mă, ziceam noi de neamărin că ne aduce, nu ne duce și pe noi la un hotel. Hai, mă, că vă duc acum. Mergem la 5 stele, viață, lux, room service, mic dejun la pat. Chiar m-am gândit, zic, ce-o fi cu ăsta? S-a îmbunat, s-a îndulcit, s-a îmbătrânit. Uite cir cu Anda. Frumos, de departe, mare, așa, o, beluci. Sper că 7 stele, cel ce ne-a mărit, nu e o rulotă de asta. Lângă circ, ce să vezi, plin de rulote. Da. Ne muți la rulotă, ne-a mărit. Oh, la hotel de 5 stele. Nu e niciun hotel de 5 stele aici. Și după ce mi-a zis el 5 stele și nu știu ce, și când am ajuns în campingul ăsta de rulote. Să vezem dacă rămânem la rulotă. Am ciocanul. Pa. Când au văzut rulotele, au început. Nu pot să cred, Nu cred că aici ne cazis. Ba da, aici stau eu, aici o să stați și voi. Tu aici. Aici? Asta e a ta. Aici? Da. Cu aici scăriță. Scăriță, vei da? Scăriță, pentru pitici. Ce poți să le faci la pitici? Mamă, cât de tare e. Hai, piticule, bagă-ți hainele. Mamă, cât de tare e. Hai, Anda. Ne-a prezentat cazările de 5 stele. Când zice el 5 stele, e clar că e dusă. Ia, intră, Rubi, să vezi ce frumos. Unde sunt aici? Da. E frumos? Îți-l trage așa. Mulțumesc pentru bagaj, Neamărin. Hai, bagă-te. Geamantanul meu este fix cât este culoarul de la rulote, iar eu nu am unde să-mi deschid bagajul. Neamărin, mai dai una pentru geamantan? N-ai unde să întinzi mâinile așa, pentru că s-a terminat spațiul. Altceva, Neamărină, neașteptat. Mă pregătești pentru 5 stele, mă aduci aici, chiar foarte frumos. Bagă-ți bagajul. Da, mi-l lai tu, te rog? Da. Băi, n-am stat la rulotă până acum niciodată în viața mea. Doar ăla ți-l lași și veni în jos. Am ocazia acum să fac chestia asta în premieră la Neamărin și acesta este dormitorul prezidențial. Pam, pam! Mamă, și unde dorm? Vino o să vezi! Mi-a alocat o rulotă extraordinar de frumoasă, perfectă, minunată. Pe și unde dorm, bre? Am vrut să cazez fetele totuși în rulote care au condiții mai bune. Uite-mă aici ai făcut patul, deci aici trebuie să dorm. Care aer condiționat? Stai bine. Nu mai funcționa nici aer condiționat, nici apă nu avea. Ia uite, nebunule, cum fac duș aici, ia uite. Uite cât de mare. Pe Cosmin l-am băgat în rulota asta unde nu era nici aer, nici apă, ca să-l văd ce reacție are. Ce să zică, pentru că aici sunt 35-37 de grade, dar în rulota aia cred că sunt 50. Ziua, alea sunt 5. Eu nu știu cum trăiesc, dacă n-ai aer condiționat, mori. Te topești, te sufoci singur, mori acolo. Vreau să-i testez limitele. Jură că aia e baia. Da. Ai văzut cum miroase? Mă neamărim. Miroase urât și n-am loc să-mi fac și eu un duș și o baie. Așa avem toți. Hai să-ți arăt. Să-ți arăt cum te gospodărești singur aici. Da, ne-a făcut Neamărin mare instructaj. Să le arăt pe unde se alimentează rulota cu apă. Uite, sunt niște stropitori. Ți le arăt eu. Ți arăt de unde umpli și bagi apă. Să ai apă tot timpul. Maaa, ce jale. Este imposibil să te speli acolo. Dar să legi de ce stă în asta mai șmecher. Te duci să vezi ce șmecher. Nu cred că vrei. Și mi-a dat și foarte mare panică în momentul în care mi-a arătat. Pe unde scoate mizerie? Uite, aici e o clapetă. Da? Tragi, ăsta e rezervorul cu toată mizeria. Doamne, Neamărin. Și te duci la... Nu, aici fac... Nu, faci ca sus, se duce acolo. Dacă are aici, și îl duci la canal. Hai, bre! Ai înțeles? Ia fă chestia asta cum am făcut. Nu trage. Fac. Dar ce știu eu cine s-a... Păi sunt goale acum. Nu, nu. Bagă mâna, are o clapetă jos. A, da. Se ridică clapeta. A, alea. Da? Și-am bajat loc.
Apa la WC-ul nu se trage. Miroase acolo ca la palamuc. Nu miroase, nu nimic. Ai văzut? Ok. Ai zis că ne duci la 5 și stele. Uite, apă ți-am arătat acolo și tu ai la fel. Și bagi în rezervor aici. Ca să am apă să mă spăl, trebuie să umplu rezervorul. Ca să am apă să trag la toaletă, trebuie să umplu rezervorul. N-am umplut rezervorul niciodată. Am fost la toaletă de vreo două ori, recunosc. Nu am nici nu am golit rezervorul. Îl las acolo, plin de noroc. Să-i meargă bine cu următoarea tură. Așa să te văd în fiecare vacanță. Ții geanta și merge. Stai să arăși Andei. Anda! Le-am arătat la fiecare în parte. Și tragi de clapă și împingi de o manetă și curge și scoți. Eu eram deja gen, ha? Și se bălângăne și trebuie scursă, nu știu unde e chestia asta. Bidonul de la rezervorul de la toaletă. Am zis, bă, dacă nu mă duc în mare, vrei să te mint? M-am gândit că oricum aveam alternativă. Dar eu n-am folosit toaleta aia, că n-am curaj să folosesc toaleta aia. Bă,